sindicale cu Rușene, când nu am primit finanțare de la Asociația Fondului Cultural Național. Este o premieră tristă, pe care nu o înțeleg. Poate că o putem lega de faptul că nici Academia de Muzică nu a primit finanțare de la FCN. Nu cred în teoria conspirațiilor, nu cred în așa zisa divergență între Cluj și București, între Sud și Nord, între Est și Vest, așa mai departe, pentru că trebuie că suntem în astea rece. Dar acesta este un fapt. Și suntem cu 75 de mii de lei mai săraci, ceea ce pentru noi constituie o sumă destul de importantă. Dar vă anunț, vă spun treaba asta, dar vă asigur că atâta vreme cât eu sunt pe scaunul ăsta și cât am acești colegi minunați pe care i-am, dumneavoastră mai mult decât atâta vă resimți. Deci nici toamna muzicală nu va fi mai subțire, mai săracă. Din potrivă. Faptul că, și acum astea lucruri care, asupra căreia, un avânt asupra căreia vreau să vă atrag atenția, fiindcă este cu tot, este absolut independent de această lipsă a finanțării. Și anume că toamna muzicală cu Jean din toamna asta va fi din Săruș mai scurtă decât de obicei, fiindcă am mers pe ideea multum, non sed multum. Deci, mai bine, mai concentrat, mai de bună calitate decât o, hai să zicem așa puțin, colofiată, lălăială de o lună întreagă. Dar această decizie nu are absolut nimic de a face cu lipsa finanțării din partea FCN. O să le descurcăm și fără asta. Fiți liniștiți.